În benzinăriile Lukoil, fiecare litru de GPL Auto este câștigător. Dacă utilizezi cardul de loialitate sau aplicația mobilă, ai 20 de bani discount la fiecare litru de GPL Auto alimentat. Campanie valabilă până la 31 ianuarie 2024. Ce vă place la Dacia Duster? Uh, când nu mă clancsoază lumea la fiecare seama, și să dau geamă să și să-și facă poză cu mine, în primul <laughs> rând. Când ne scuzați, dar a uitat să trimită șuruburile de prindere și... Adică e penibil, că mă rog, dacă ți o un Mozvi sau nu știu ce mașină de astea e e ok. Din drumul atât de am dat, atât a face. Dar în momentul când dai 140.000 de euro pe mașină să spună că au uitat și ruburile, să vină și mai durează o lună până vin și ruburile, deja e noaptea minții. Am mai de văzut tot așa, așa la știri un șofer de autobuz, nu mai știu tot din provincie, om la 60 de ani înainte de pensie, a ieșit la vreo șase substanțe pozitive. <laughs> acum 2 sau 3 ani de zile nici nu concepeam să mă vadă careva într-o dace, nu să o cumpăr sau să ies public să-mi spun că am cumpărat, nici măcar dacă mă plăteai nu mă urca. Băgat are în ăștia cu mult mai multe controle făcute pe marginea șoselei, luate mașini și verificate, pentru că ți-am zis, mergi pe stradă, șapte mașini scot un fum de la greu, greu. și murim, ne îmbolnăvim toți de cancer, de plumb, de asta, adică nu e ok. Păi, da Vegas foarte des te cu vedete. Da. Eu am pățit că dat la Will Smith o ușă în cap. Bine v-am găsit la podcast cu prioritate o producție promotor. Astăzi, împreună cu gazda noastră, benzinările Lucoil, avem drept invitat pe românul ce are și Duster și Lamborghini. Practic, nu discriminează. Omul de afaceri, Sorin Constantinescu, bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit, mă bucur că suntem împreună aici și că m-ați invitat. Întrebarea noastră, uh, stați, prima întrebare. Cu ce ați venit la noi? Uh, cu Duster pe sau cu... Pe jos, că am birou vis-a-vis. vis a vis ah. <laughs> Speram să ne și noi. Am birou vis a Chem șoferul dacă vrei și facem o... Am înțeles că l-ați spus lamborghini la vânzare, dar da. sunteți îmbrăcat din cap până în picioare cu Lamborghini. Da. Deci, Hanorac, încălțăminte, ceas, tot Lamborghini. Da. Sunteți fan înrăit Lamborghini? Îmi place foarte mult. Eu sunt fan Ferrari. <laughs> Îmi place foarte mult Lamborghini, am fost foarte, foarte mulțumit de mașină, da. adică sunt mulțumit că mai am și acum, doar că în momentul când a apărut, când au, au lansat Purosanghe, mi-am dorit foarte mult Purosanghe. Asta da. vorbim de acum 2-3 ani de zile, când deja se spunea că o să bage în producție, da. că o să putem să cumpărăm și mai departe. Am fost aici la Ferrari, dar nu mi s-a spus exact nici care e termenul de livrare, nici ce motor o să aibă, că nu se dăduse reinformațiile da. oficiale. Uh, intrând în, cum să zic, în vrea asta de a avea o, o maș un supercar uh, SUV, uh, n-am mai avut răbdare să mai stau după Purosanghe și am zis să-mi iau uh, Urusul. Da. Și când o să fie Purosanghe disponibil, o să dau Urusul și o să-mi iau Purosanghe. Da. Uh, M-am dus la ăștia la Lamborghini, la reprezentanță și mi-au trebuie să aștept un an jumate. și eu nu sunt un tip care are răbdare. Și atunci am găsit o firmă care cumpără mai multe mașini și așteaptă și le vând așa, chiar dacă nu erau chiar opțiunile care mi le-am dorit, eu mi le-am pus ulterior. Am făcut un full tuning uh, white body la Novitec și am făcut mașina după aia cum am vrut eu, m-am tot răzgândit cu genți are mașina patru rânduri de genți acum. Wow! <laughs> eu o vindeți cu toate și, uh, când a fost vorba de Duster, a fost așa puțin funny, pentru că Duster a costat exact cât uh, gen, uh, gențile și ciucle de iarnă de la Lamborghini, știi? <laughs> da, și da, o vând cu toate patru. Na, nu vreau să fac reclamă acum, că o vând cu patru rânduri gen de gen, să <laughs> nu stai cu podcastul aici să face reclamă de nu vin de mașini la podcast, dar vreau să zic că din cauza asta m-am decis atunci cu, cu Lamborghini. Că îmi intrase așa vrea asta cu, cu purosanghe și am zis hai să vedem Mașina se comportă extrem de bine Eu înainte am avut un SQ8 de la, de la Audi și, Da, 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 da. Foarte 8 mișto, foarte simt, bună mașină da. Eu sunt fan Audi Volkswagen Toată familia mea, nevastă-mea era la treia la Touareg De câte ori a apărut un Toareg noi la treia generație de Touareg Fiul meu ăsta mare, care este preot, are uh, Passat Ăsta mic are tiroc, adică toată familia e cu Volkswagen Audi. Am avut toate modelele de la Audi, să zic așa, A8, A8, A8 long, S8-ul, cu motor de Lamborghini Gallardo 5200, da, 5200 V10, da. care l-am vândut extrem de greu pentru că toată lumea mă suna și mă întreba cât consumă. <laughs> și el consuma 40%, că era motor de la de generație veche și n-am putut să-l vând în România, trebuie să-l vând la un dealer în Franța, pentru că românul se uită la consum. Adică, bă, dacă vezi că e un motor de V10, 5200 de galardo, cât, cât po consume? Când poți să consume și ăsta, Urus acum dacă mergi agresiv cu el și îl pui în corsa sau asta tot 40% consumă sau da. în oraș în aglomerație sau ceva, adică foarte mulți fac un efort financiar să și cumpere o mașină scumpă, dar nu se gândesc la costurile ulterioare. Da. Ca să deții un Urus, asigurare plus costuri plus tot trebuie să ai un, un buget rezervat de între 4 și 5.000 de euro pe lună, cam atât de costă pe să lună. ai lună? pe lună, da. Păi Gândește-te că uh, mașina face 400.000, dacă da. pui 7% cât costă asigurarea casco, da. sunt 28.000 de euro pe an doar asigurare, care înseamnă peste 2.000 de euro pe lună, îl plătești doar asigurare. Da. La mașinile scumpe, tot timpul îți bagă franciză, adică nu te ia de la zero în caz de că, de... că, nu știu, îndoi o geantă, nu-ți plătește, știi? Parbrizul la Lamborghini Urus e 4500, adică mi a spart parbrizul de vreo 2-3 ori și am plătit din buzunar pentru că franciza de la, la casă concepe de la 5000, adică degeaba dai 2000 ceva de euro pe, pe asigurare pe lună, că tot din buzunar dai 4500 cât costă parbrizul. Adică trebuie să te pregătești. Am văzut foarte mulți oameni care, din dorința de a epata, și-au luat mașină și după aia țin în fața porții sau în garaj pentru că nu le ajunge bugetul să poată să o întrețină. La noi oamenii nu sunt calculați. Fiind atâția ani în comunism, 40 de ani și sunt toți cu dacii și toți cu salopete și cu asta, fiecare a vrut să arate vecinilor, prietenilor, familiei. Cât de mult s-a realizat și cât de bogat este Și atunci își cumpără mașini care nu le permit Adică eu tot învăț că mai țin cursurile astea de educație financiară Și mai merg prin școli și prin licee nu, nu, nu deveni sărac încercând să arăți cât ești de bogat Asta e foarte important să-ți calculezi un buget Să nu dai niciodată mai mult de 10% din bugetul tău anual Sau din totalitatea veniturilor tale pe, pe o mașină uh -huh. Și eu niciodată n-am luat, cel puțin de când am mai multe firme nu am luat niciodată de mașină cu banii jos, dar am eu mândrie, domnule, am dat banii am jos banii pe mașină, jo, da. am dat 400.000. Pe... nu e nicio mândrie, pentru că cu 400.000 poți să-ți iei două apartamente pe care le închiriezi și aproape că îți plătești leasing-ul din... și ai rămas și cu apartamentele și cu mașina. Adică noi, noi suntem țara cu cei mai mulți proprietari din, din Europa, avem 92% din, din populația țării proprietari, dă ceva, dă un teren, ia-ți mamă o casă, ia-ți o garsonieră, ia nu știu ce. Da. Luxemburgul, care are cel mai mare venit pe cap de locuitori din Uniunea Europeană, au proprietari 35%, pentru că oamenii acolo au educație financiară și... Uh, uh preferă să stea în chirie și să-și investească banii, bani la bursă, bani într-un fond de investiții, bani certificate de trezorerie și din banii pe care câștigă băgându-i la bursă, din banii aș permite o mașină, o, nu știu, o distracție, o, o vacanță și așa mai departe. Adică, diferență de mentalitate. Noi tot timpul vedeți că sunt o grămadă de oameni care și-au culoat mașini scumpe și de astea, persoane publice sau influencer care după aia râd de lumea de ei că a, a venit firma de leasing și l-au în fața porții, că nu mai avut bani de. Adică oamenii se aruncă cu capul înainte la noi, fără să-și calculeze exact uh, bugetul. De aia zic că o mașină scumpă uh, e necesită uh, cheltuieli foarte mari și o plătești de două, trei ori până o dai mai departe sau o vinzi. Eu nu sunt genul de... Uh, Mi-au plăcut mașinile totdeauna, din, din, 90 am avut, am avut prima când au scos ăștia de la Audi, vorbind de... Probabil că de aia mi-a rămas cu dragostea asta de Volkswagen Audi, prima Audi 80 rotund de la A4 Audi. Da. 80 zice atunci, 80 parcă nu? Zice, da, da. Și da, primul da. care era cu forma aia rotundă așa, știu că stăteam în Berceni, era un apartament atunci vreo 3.000 de dolari și ăsta am dat pe mașină vreo 15.000 sau vreo 17.000. Eu cu Răzvan de la scara următoare, care avea un ceva american, galben, sport, dar nu mai țin minte, Cadillac sau Corvette, cred Corvette că era. Da. da, da. Și noi doi eram singuri din Berceni de acolo vis-a-vis -vis, cu Budimex, unde erau numai daci și scode de alea vechi și mozviciuri care aveam două mașini străine. Bine, erau amândouă cu chei de la cap la coadă de la vecini care erau foarte da. entuziasmați că noi eram realizați și că deci asta cu invidia e de, de, mult. Da, din totdeauna este. Din totdeauna. Omul tot timpul te judecă că sigur ai furat sau sigur ai făcut ceva ilegal, că ai o mașină. El se gândește că poate tu muncești 16 ore pe zi sau 18 sau 20 sau asta. În momentul când ai ridicat capul din mulțime și ești îmbrăcat mai bine sau ai o mașină mai scumpă, automat înseamnă că ești un hoț, un infractor și uh, cam asta e mentalitatea. Momentan aveți două suv și o să rămâneți în continuare pe SUV. Asta e o întrebare personală, ce urmează să vă întreb. Am mai multe de sub, uh, suburi pentru că noi folosim mașină în familie, adică mașine în familie, dar dumneavoastră. Și toaregu adică, și adică, da. tot timpul am lăsat și soția dacă a vrut să conducă lamborghini sau Fiume da. sau oricine, adică folosim mașina la comun. Vă pun o întrebare personală, personal între mine și dumneavoastră. Cât ce trebuie să fac pentru dumneavoastră ca să pot să fac și o review la Ferrari Purosangue? Pentru că eu caut mașina asta, să fac review la ea de nu știu când. Și păi vreau când să o fi... să vină, o să te invit cu drag, fără probleme, da. Mulțumesc! Apreciez. Apreciez! Pentru că este, o... este mașina momentului. Sunt două mașini ale momentului, la ora actuală. Tu, ca jurnalist auto, dacă vrei să fii tare, trebuie să prezinți două mașini. Unul este noul Duster care apare poi mâine. și a doua mașină pe care trebuie să o prezinți ca jurnalist auto este Ferrari Purosangue. Și de asta. Când vă vine mașina, dacă nu vă deranjează, vreau să-i fac un review complet. Cu, cu mare plăcere. Bun, perfect. Ați auzit-o aici la promotor. Uh... Sunteți fan suvuri V-ați mai luat o mașină sport acum la vârsta asta? Uh, nu e de vorba de vârstă. Uh, având, uh, cum să zic, eu nu sunt colecționar și nici nu mi-a plăcut să iau mașini. Am, am prieteni afară care sunt miliardari, până în Anglia, până în Italia, până nu știu unde, au de 20-30 de mașini, și duminica uh, de la 10 până la 12 iau cârpa aia moale și se duc și se uite la mașini și le șterg de praf. Eu niciodată nu am fost. Adică tot timpul mi-am cumpărat mașini uh, ca să le folosesc de zi cu zi. Uh, am avut uh, uh, mașini sport de astea foarte joase sau astea, astea pe care la un moment dat mi-am dat seama că nu, nu, le iubesc pentru că nu pot să le folosesc decât dacă e seara la Bambu sau la uh, Loft sau nu știu unde, la, să nu face reclamă la toți, la sau <laughs> nu știu unde, știi? Și ca să vadă lumea că ce realizat sunt eu sau ce bogat sau ce șmecher sau ce asta, dar în rest nu... Uh, Mi-au plăcut suvure întotdeauna. Mm -hmm. Am vrut să-mi iau inclusiv ăsta de la Tesla X Drive cu două motoare de 700 de cai la care exact. se schid ușile în sus. Acum vreo patru ani am fost la Viena la reprezentanță, că nu era la noi încă Tesla. Și zici că am urcat la București în metro, adică toate scaune de plastic, finisări, zic, era 160.000 mașina cu tot da. ce vreau eu. Zic, bă, da dau 160.000 și mai bine mă duc cu metrou sau ceva. <laughs> și m-am lansat un prieten în Germania care are mașina asta și zic, uh -huh. bă, zi -mi și mie, că zic ăștia care au autonomie 500 de cai la două motoare, la așa, uh -huh. 500 de cai, 500 de kilometri, iartă-mă, da, la două km. motoare, la așa, de cai. Și zice, bă, zice, eu dacă mă duc pe autoband să-i dau așa, un pic să mă joc, nu, nu, nu ajung 200 de kilometri și să mi se termină bateria și o trag pe dreapta și mi-a platforma. Adică nici vorba nu e... Adică probabil că autonomia asta e pe la 90 la oră, dacă nu dai drumul la aer condiționat, dacă nu dai... Așa este. Și uh, sunt bune mașini electrice, dar pentru oraș doar și să stai la casă. Pentru că gândește că dacă stai la bloc și trebuie să te duci la o stație de încărcare. Românul încă nu este educat să apese pe aplicație că, el e, că e ocupat. Și atunci tu vezi că e verde acolo, te duci, și te trezești că mai sunt sau 5 sau 6 la coadă. Mi s-a întâmplat mie de multe ori. Asta spun. Da. Și de când au băgat Dacia, mașina asta electrică, nu știu cum se numește, Dacia, cum? Spring. Spring așa. Da. Fiind foarte multe deja, nu nu fac față cu câte stații de încărcare sunt în București și tot timpul ai stresul ăsta cu bateria. Eu văd că merg pe autostradă, de obicei îmi place să conduc foarte mult și când mă duc acasă la părinți la, la Rad. o iau pe București-Pitești, o iau pe Sibiu-Deva, uh -huh. trec pe lângă zeci de mașini electrice de-astea S sau XD sau ceva care merg cu 70, 80, 90 la oră. Da. Din, din stresul ăla să nu se termine... Am, am pus și la mine pe TikTok, pe canal, am vreo două milioane de vizualizări. O doamnă în Croație, eram în, în spatele ei, era în spate, era moartă de cald, era vară cald și își făcea <laughs> cu, <evantaiu>. cu geamă, <laughs> da, pentru că l-au prins aerul conseat ca să poată să ajungă până la prima și e penibil. Adică daia ți bani pe o mașină ca să-ți faci vânt cu evantaiul, da. nu, e, nu e regulă. Și atunci am renunțat la ea, am luat un range, uh, un range autobiografii, de aici de la reprezentanță, care după o de kilometri i s-a dus turbina. Uh -huh. Și m-am dus la represație, zic domnule, dați nu când aveam mașină. Dar am zis, asta e normal, dar a, da. mașina a costat 240.000 de euro. Zic dați-mi și mie mașina la schimbă. Păi și domnule, nu vezi că e șeful de la serviciu. E parcarea plină am mostă de mașini stricate aici. Oh. Pentru că de când au luat indienii de la tata, e altă mașină, nu mai e mașina aia care o știam noi, Renciu. Și toți amicii mei care și-au luat Renciu sunt total nemulțumiți și după uh, am, am stat o lună jumate cu ea în serviciu, pentru că acum piesele vin din India în Anglia, din Anglia în Germania și din Germania în România. Cam asta e o pieselor la. Mm la Range Rover. După o lună și jumate am mai mers cu ea încă vreo 2000 de km și venind de la mare, că era vară, mi s-au prins toate becurile la bord că s-a spart un furtun. De eu nu, am, eu nu folosesc range pentru o road sau ceva, da. am mers doar pe autostradă. S-a spart un motor, un furtun sub uh, apărătoarea, cum se numește? Scut, da. Scutul ăla, sub da. scutul ăla. Și mi-a trimis șoferul meu poză că a urcat-o pe rampă. Mi-a trimis poză, zici că era, nu știu, făcut în în șosea mașina, numai fire și cabluri, adică da. la o mașină, ai cum să zic, ai pretenții în momentul când ai 140.000 de euro să fie totul aranjat, să fie prinse, să... era așa un amalgam de fire și de cabluri, m-a scăpat de ea până la urmă și am, am dat-o. După aia am luat uh, sq 8 de care am fost extrem, extrem de mulțumit și după aia am zis, hai să vedem și cu Lambo, că e uh -huh. aceeași firmă, aceeași așa. Să vedem, e diferență foarte mare. Că toți, domne, e aceeași caroserie, aceeași. Nu e. E diferență foarte mare la feeling-ul, la, la condus. Adică, chiar e diferență mare. Cine A Cine le-a condus pe amândouă știe că nu, da, nu, da, nu, da. Sunt, nu sunt chiar așa. Sunt făcute să fie diferite. Să revenim puțin la, la Range Rover. Dacă sunt atâtea în stricate la reprezentanță. Da ele de ce se vând în, în draci? Pentru că nu prea să nu, mai vând, să știi. Nu, pentru că eu știu că la Rimbrou, mai bând. cel puțin, s-au umplut străzile de ele. Nu prea, la, la, noi nu prea, adică astea, ultimii 2-3-4 ani, nu uh -huh. prea, adică s-a dus vestea, că am ieșit și eu public și am spus că am fost total... Eu am scris și la ăștia, la reprezentanță în Anglia, pentru că aici am fost extrem de nemulțumit de serviciile lor, de la servizi aici, de botopeni. Și nu vă băgat nimeni în seamă. Am trimis două sau trei sau patru mail Doamne, Domnule, e o bătaie de joc. Adică nu poți să dai 140.000 de euro pe mașină și să nu bage nimeni în seama să spun, domnule, nu îți dau mașina la schimb că n-am de unde sau ceva. Am corespondența cu ei, adică nu vorbesc din cărți sau că am auzit-o la televizor sau ceva. Și nu. Eu când mă duc în Anglia, că avem un birou acolo la Londra, tot timpul mă duc cu Uber, că ei acolo au luxury, au Mercedes clasa S sau BMW Serie 7 sau range. Și m-am dus cu un șofer român, că foarte mulți ăștia pe Luxury, pe Uber, la Londra, sunt români. Și văzându-l că are un, un range de ăsta nou și zic, băi, dar zic, uite ce, zice, domnul Cosnescu și eu am avut de două ori probleme, deci de la noi ți în curte, vine cu platforma, îți dă alte mașină, cel puțin la fel de nou, dacă nu mai nou și nu am hedic ăsta că s-a stricat. Treaba e să stric, zice, că în secunda a doua am altă mașină, Pentru că la noi nu există serviciile astea. Și atunci dacă ai o singură mașină, te obligă să-ți închiriezi sau să mergi cu taxiul până să re... și durează o lună jumate, două luni, până vine și a venit turbina și mi-au spus, am corespondența cu ei. Ne scuzați, dar a uitat să trimită șuruburile de prindere și, adică, e penibil că, mă rog, dacă ți-e un mozvi sau nu știu ce mașini de astea, e, e ok. Din drumul atât am dat, atât face. Dar în momentul când dai 140.000 de euro pe mașină să spună că au uitat și să vină și mai durează o lună până vin și deja e Noaptea minții. Da. Să le ia de pe una din showroom. Dacă... Mai am un amic foarte cunoscut, nu-i dau numele aici, că e persoană publică și n-a cerut acordul, care pur și simplu a explodat motorul. Totul la un range de asta autobiografic al meu. Era plecat în străinătate cu familia în vacanță și a sărit în capotă. Nu știu ce dracu, a sărit. Nu știu ce, pistoane sau bar, ce. <laughs> <laughs> da. Mult, foarte complicate mașinile astea noi. Și depinde și de noroc și de ghinion. Am, am cunoscut și eu o persoană de adevăr mulțumită de Range Rover. Eu m-am uitat pe forum, după aia că zic, bă, dar zic, oi fi eu singurul ghinionist din lume, și m-am pe forum, erau o grămadă de situații asemănătoare cu ale mele. Da. Vorbesc de clienți români și nu numai. Știm cu toții că românii sunt mari fani diesel. Domne, cuplu, consumă puțin. SQ8 dumneavoastră a avut un motor foarte rar, un V8 diesel, care s-a pus pe puțin timp și pe Panamera, și pe Bentayga. 4.000. Da, 4.000 V8 diesel. V-a plăcut? Excelent. Singura problemă care acum de când cu AdBlue ăsta. Da, deci mă nebunește AdBlue blue ăsta că mi apare pe bord mai e 2000 de kilometri, mai e 1000 de kilometri, mai Deci asta nu mi se pare o chestie ok. Adică și dacă nu-i pui, motorul nu mai, nu mai, merge. Nu, mai merge, da. Și atunci nu toate benzinele noi au pompă pentru AdBlue da. Și atunci de multe ori plecam în țară fără șofer și eu comod așa să stau să desfac bidonul nu l-ai pui, ăla da. curge pe mâini, curge pe la mașină, sunt și ne ca în am două mâini sângi, nu sunt da. un Om îndemânatic sau pasionat de tehnică sau de mecanică sau de ceva și atunci tot timpul era un disconfort să stau să iau bidonul ăla, să da. îl pun lângă mașină, să bag 10 litri de AdBlue sau mă, mă deranja foarte tare. Așa este și nu multe benzinării au uh, pompă specială de AdBlue să bagi, să bagi exact cum bagi da. benzină și motorină. La Luccoil avem, spre exemplu, dar în altele nu Acum sunt. Acum am comandat un, un tuareg ăsta R da. cu motorul la hibrid, da. Be da, și benzină și... și benzin, da. Și electric, știi? Dar o să o și încărcați? Uh, nu știu, -am, am acasă, că na, dacă stau la curte pot să o încarc, da. dar oricum e autonomie vreo 50 de kilometri, am văzut, nu e, nu știu da. ce autonomie. Cam așa, între 50 și 70, dar... Te el ajută când când pleci de pe loc, nu? Pleci de pe, și în oraș, adică poți să o faci să mergi, să mergi în oraș doar electric, dar că ele sunt făcute să fie exploatate încărcate. Poți să mergi cu ea goală și merge ca o hibridă normală și o să consume mai puțin. Mm -hmm. Dar ele sunt gândite totuși să merg Nu am mai avut ele... mașină hibrid până acum, adică ori diesel, ori da. electrică, ori benzină, dar hibrid n-am mai avut. Și SQ8-ul ăsta, V8 diesel așa consumat, puțin cam cât cam consuma? Dacă... Sau uh, nu vă uitați la consum? Deci depinde cum mergi. Adică eu am venit de exemplu de la Rad cu Lamborghini până la București și am avut consum mediu vreo 30%. <laughs> Și a venit un amic de a meu care e și pilot de drift, Maria Marcel, care e și el canal de YouTube, și a consumat 14%. Wow. pe aceeași traseu. Da, pe același traseu da. Deci, depinde o, cum o, mergi cu mașina eu, eu conduc agresiv, merg cu viteză. adică mm -hmm. am mers cu. cât a mers, 310 și am dat 310. Adică, mm -hmm. Și nu și vă da. e frică să rămâneți fără permis? Păi, nu aici, în Germania, în unde Germania, e fă, fără limite. Da. <laughs> așa zic toți. Când <laughs> oricum, nu ți-a poliția carnetul pentru declarație. Adică. Pentru declarații nu că pentru internet nu-ți mai că înainte îți mai lua carnetul că puneai pe internet cu ce viteză te, uh -huh. te duci și venea și îți lua carnetul. Acum nu mai poți pentru că cu inteligență artificială și cu asta poți să i pui orice viteză acolo. Poți, poți să i pui, pui viteză, și 1500 da. la oră, adică da, nu mai da. e foarte greu să dovedească că într-adevăr te ai filmat tu mergând cu 300 și ceva la oră. Adică da. nu mai uh, oricum uh, am avut un incident chiar când am cumpărat mașina anul trecut. Am fost în uh, în Maramureș, îmi place foarte mult în Maramureș. Și eu sunt plătitor de amenzi, adică pun, pun pe pilot automat cât de, era limita de viteză 100 la oră și am pus 145, că știam da, că la 150 mi-a carnetul, carnetul și eu, da. eram pe pilot automat cu 145, veneam de la Baia Mare și pe, pe traseu mașina poliției venind venit din sens opus, a prins girofarurile, s-a întors după mine, m-am oprit. Eu sunt civilizat, așa, la volan, adică când încalc legea. Mă opresc, nu dau telefoane, nu cer să dau șpagă, nu fac nimica. Mm. Și zice domnule ați avut 155 la oră. Zic, Lamborghini nou aveam vreo 2000 de kilometri făcuți da, cu ea da. cât am fost pe că atunci când a venit se mașina zic am, aveam pe pilotul automat 145 și de obicei încă când se arată 145 e chiar mai puțin. Da. Ai da. văzut la da, asta cu 2, 3, 4, km, cu 3 da. 4, km și zic că, am avut, nu, nu, că ați avut 155, că așa ne arată nou pe radar. Da. N-am mai stat să mă cer cu ei, mi-au mi reținut permisul. Anul trecut în, în luna mai, adică de, o, de un an în jumate. Da. Am stat o avocată de aici din București, dăm și mine un avocat din Baia Mare să-i dăm în judecate, pentru că eu știu sigur că te-am avut să receară înregistrarea de radar, da. certificatul metrologic și mai departe. I-am -am dat în judecată, am cerut asta, certificatul metrologic al poliției din județul Maramureș și era expirat de 8 ani de zile. Wow! Deci din 2014 A. au venit cu el A. Cu certificatul și era expirat Din 8 ani de zile Iar pe înregistrarea radar se vedeau doar Două cifre din tot numărul la mașină 55 și acum, se vedea, sau... Nu mai știu da. În lege spune clar, clar clar, că trebuie să vezi Toate tot. lizibil, tot, da. tot numărul da. Normal că am câștigat procesul da. Normal că la noi fiind legea idiotă Au făcut recurs, că altfel vine curtea de conturi Și le ia, nu știu ce naiba le mm -hmm. aveau Deci când faci recurs trebuie să ai ori un document în plus Ori o justificare, oriceva da. Au făcut recurs Uh, și acum, în luna trecută, am, uh, am primit sentința aia definitivă, și pe aia, pe portal just, acolo, dacă băgă numele meu, cineva pe judecătorie, Baia Mare, unde am câștigat definitiv. Da, da. a trebuit să plătesc avocați, a trebuit să fiu stresat că mi-au dat dovadă, de aia, da, aia să mi-au -mi permis înapoi, adică. Și nu ei e ok. N-au plătit cheltuielile de judecată? Uh, puteam să-i dau în judecată pentru abuz în serviciu, pentru da. că, practic, i-au făcut un abuz în serviciu. Da. Uh, dar uh, funcționarii ăștia sau am mărât de polițiști care așa îi trimit șefică da. și am întrebat, am întrebat pe un amic care se ocupă de certificări meteorologice zic bă, dar zic de 8 ani de zile, am înțeles că poliția nu are bani, că i dat banii pe BMW-uri și nu mai are bani. <laughs> dar cât costă un certificat ăsta să ți-l faci? Zice da. 200 de ron, atâta costă un certificat. Da. Deci ei de 8 ani de zile au stat cu un certificat expirat pentru că n-au dat 200 de ron da. 200 de să-și facă certificatul la la zi. Și, atunci toți șoferii care îi dau în judecată, chiar dacă au depășit pe bune viteza și au mers cu dublu vitezei, câștigă. Pentru că certificatul la metrologic e expirat de 8 ani de zile. și de ce nu-l prenuesc? Păi, mă întreb pe mine. Dar, cu toate astea, le-au luat aparate de testare antidrog? Păi, astea, eu tot spun la mine pe canalul de YouTube și pe TikTok, oameni buni, nu refuzați testarea antidrog pentru că eroarea este de 50%. Adică, e ca și cum ai mai da cu banul. Nu mai vreau să mai testez pom. Pajură sau cap, da. ești drogat și gata. Adică <laughs> după e aia am impresă. Drogații, <laughs> da, Deci, legal, tu ai voie să refuzi testarea antidrog, să, da. să rogi pe poliții să meargă cu tine la IMELEU, da. îți faci analizele de sânge și în 48 de ore primești rezultatul. Da. Dacă tu faci testul și după aia mergi la IML, îți durează vreo șase luni, ca la băiatul ăla da. de prezenta uh, Meteo... Mai e, știu cum. Busuioc? Nu, nu. Busuioc, okay? e un băiat, i-a luat carnetul, a fost în cu Drăgușanca, primul, primul bărbat al lui Nu, nu acolo. Slav, Victor Slav, Victor așa. Slav, da. Victor Slav, -a, a, ieșit drogat, i-au luat carnetul, a stat băiatul până a venit rezultatul vreo 6-7 luni și a ieșit negativ. Și a în judecată, da. știi? Adică stai șase luni fără carnet că îl a greșit. Am și eu un prieten avocat, același lucru, omul a venit în București, l-a văzut probabil cu numere de dolci, a, venit, a venit și el să vadă meciul. Da, juca rapid cu nu știu cine. Da. Era și el cu Craiova probabil. Și era și el fan fotbal, a venit și el a făcut un drum cu băieții. A plecat de la stadion de la Giulești, pac poliția, pac ești drogat. Ăsta n-a băgat nimic în viața lui. Pac drogat, rămâi fără permis, ăsta e avocat, trebuie să se miște de colo colo. Dar fiind fac? avocat, nu cunoștea legea să meargă prima de la e să păi ia... nu, că el era convins că nu, eu, eu n-am cum nimic. A, mă. nu știa că dau erori da, așa mari. Nu știa că dau erori așa de mari, da. da. Doamne, da, testați-mă că eu n-am băgat în viața mea nimic, Băga n-am nicio problemă, știi? A rămas bine și -a, luat, el, și a luat permisul cu intervenții ceva 2-3 luni, adică n-a stat 6-7 luni Păi da, l-a stat 2-3 luni fără permis, Asta, adică da. e un inconvenient foarte mare La final a zis, zi mersi că l-am luat înapoi, n-a vrut să-i mai dea, în, judec, că să dea statul în judecată pentru ce s-a întâmplat A zis, las, bine că l-am în buzunar și... Am, -am mai văzut tot așa la știri un șofer de autobuz, nu mai știu, tot din provincie, om la 60 de ani înainte de pensie a ieșit la vreo 6 substanțe pozitive <laughs> Sărac. Ca să înțelegi, da, ca să înțelegi da. cam cât de da. eficiente da, sunt da, astea. Sunt oameni care depind de permis, șoferi, da, taximetriști, uh, uberiști, da, cei care, care livrează mâncare. Eu polițistul de mână că legea îmi dă dreptul și da. mă duc la iml și fac testul de da. sânge și stau 48 de ore fără dacă, permis. dacă pe mine mă va opri și o să-mi pună testul, hai să mergem să mi iei probe de sânge. Da. Nu refuz, nu nimic, testează-mă pentru ce vrei tu și pentru mătreață. Dar, dumă, da. Pentru sunt... <laughs> mătreață. <laughs> Mișto asta. Asta o știu de la un prieten când și s-a -a dus el, s-a făcut analize și îmi spune că a făcut el analize. Bă, n -am, n -am nimica, bă, n-am, nimic, bă, n-am nimic, bă, nici mătreață. Și eu l-am întrebat, bă, te ai testat pentru mătreață? Nu, <laughs> așa e gluma și am ținut-o da. Și -am ținut o minte. Uh, pentru român contează ce mașină ai, să vadă vecinul, că, dacă el are pasat, tu trebuie să ai Audi A4, dacă el are Audi A4, tu trebuie să ai BMW competiția asta de care îți de povesteam asta. la început. Ce? E mâncătoria asta uh, la noi. Vrem să fim diferiți, vrem să arătăm că suntem mai, nu știu, mai bogați, mai deștepți, mai nu știu ce decât, decât vecinul. Așa am fost și eu, deci până la... Până acum 10 ani era mai mic, mai tânăr și aveam aceeași mentalitate. Și uh. eu tot timpul erau competiții între oameni cu bani ca și mine, că ce mașină mai, Șmecher, avem unul decât celălalt. După care mi-a trecut, acum 2 sau 3 ani de zile, nici nu concepeam să mă vadă careva, într-o dace, nu să o cumpăr sau să ies public, să-mi spun că am cumpărat, nici măcar dacă mă plăteai, nu mă urcam în. Acum deja, cu cât înaintez în vârstă, să nu zic îmbătrânești, cu atâta creierul se dezvoltă, să zic așa, da. și ai, ai altă mentalitate, ai altă. Ți se schimbă scara de valori, știi? Da. Acum eu am văzut și la prietenii mei din Occident și probabil că m-a influențat și chestia asta. Am tot povestit pe la mine pe la podcast, am un amic în Germania care multimilionare are vreo 100 de milioane de euro avere, 150, nu mai știu oficial, Multe. și umblă cu o Scoda de 8 ani. Da. Și are ceas de un milion și vreo 200.000 de euro cu care umblă pe mână. <laughs> și i-a zis, zic că și cu contrastul să Păi, zice, îmi plac ceasurile foarte mult, am o colecție impresionantă, dar mașinile umblu cu ele ca să nu mă duc cu metrou sau cu tramvaiul, că să fiu și eu în mașina mea și când se strică îmi iau alta, dar fără să mă intereseze ce marcă e, cât e de veche sau dacă da. eu am căldură și confort în ea și nu trebuie să bag în viteză că e cutia automată, pentru mine este suficient astea criteriile pentru care și foarte mult, mai am un amic la Londra, tot așa miliardar și umblă cu un Land Rover de la de prima da. generație, că atunci să făceau în Anglia, să făceau bine și are câteva mașini de astea de peste un milion de euro, rolls de colecție, numai el John, mai are și Regina Angliei de, de 6 metri lungime și tot, uh -huh. care le dă doar la oaspeți sau la când are câte un protocol sau ceva fără, are 3 sau patru avioane private, unui de ăsta, bombardier sau nu știu ce, are, a dat 50 de milioane de dolari wow. pe el și umple cu mașina de 4.000 sau de 5.000 uh -huh. adică nu interesează, pur și simplu la noi încă e competiția asta nebună da. își iau și... oamenii bmw cu număr de Bulgaria, deși Ceea ce e destul de rău, pentru că fiind mașinile foarte, foarte vechi, de exemplu, în multe țări europene sunt interzise, să zic, la noi, cum se zic, astea de piese la mâna a doua, struturi, să zic, la noi, în Ardea aici, nu știu cum să zic. Știi ce zic? Cazane, nu știu. Sunt oameni care aduc mașini pentru dezmembrat și vând piese da. de la o mașină care deja funcționează 10 sau 20 de ani, care planetarea da. e obosită, rulmentul da. e obosit și nu știu ce și se întâmplă o grămadă de accidente din cauza asta. Mă uit dimineața în trafic din 10 mașini, 7 scot un fum de la de trebuie să da, apeș da, 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 da. pe buton că îți vine. Da. Uh, gândește că la noi acum sunt, m-am uitat pe statistici astea oficiale, date de stat, sunt milioane 7 7.600.000 de mașini, cam asta este parcul auto românesc. Da. Din milioane 7.600.000 de mașini, doar 10% sunt mai, mai noi de, ze de 10 ani, doar da. 10%. Da. Și sunt uh, peste 20 de ani, aproape 2 milioane de mașini peste da. 20 de ani vechime. Deci asta nu mai e nicio siguranță cum o de peste 20 de ani vechime. Adică... Vă, vă un pic l am avut pe TJ Miles. Îl știți pe TJ Miles? -am nu. -am avut, e influencer. Mi -am și am are, de el. Da, E rupe pe TikTok ca dumneavoastră. Deci, da? Da. Ei, omul are un service auto. El și-a închis partea e de Român internet, sau? El este român, crescut în Canada și s-a întors în România ca să dezvolte niște afaceri în, în România. E unul tatuat peste tot, da, așa? Da, da. Ah, nu știam cum îl cheamă, l-am da. văzut, dar nu știam cum îl cheamă. TJ Miles. Dar Are un accent așa, American. American, da. Îl cheamă, îl cheamă, îl cheamă Iordache, dar el zice Jordash. Știi? da. Jordash. Dar e super băiat, nota 10. Ei, ne-a povestit după ce s-a terminat podcastul că el și-a închis uh, rampa de ITP pentru că nu era nicio mașină care pica ITP-ul. Pentru că toți la mecanici... Putin, păi să dar, spun. Da. Cu șpadă Bă, dar nici una, o, deci din 100 de mașini, una nu pica, una n-avea nicio problemă. ITP-ul ai făcut ca să vezi dacă mașina este în într-o condiție ok să poate să circule pe stradă da. și tu îi dai ITP-ul și a doua zi se rupe planetara și omoră oameni sau da. rulmentul sau ceva, nu e ok, nu e sau nu am e avut regulă. mașini care au trecut ITP-ul în ziua X și a doua zi au, dat, au, au, făcut accident cu un copac sau un stâp, s-au rupt în două care erau sudate. Păi să spun. A doua zi, după da. ce au luat ITP-ul. Deci ar trebui legile să fie mult mai aspre. Păi, și la RAR am văzut că au arestat pe un nene care avea birou în rar Rarului, dar nu era, nu era lucra de la RAR și <laughs> făcea certificate. Acum am văzut în ziar de vreo 3 săptămâni, de o lună de zile. Da, cred că am văzut și. L-a luat de da. neau sau nu mai știu cine l-a luat, știi? Adică. Da. Deci, e nu... corupție foarte mare și corupția ucide. Vezi, aici mm -hmm. la noi chiar se potrivește. Vorbim de mașini, corupția chiar, chiar ucide. Adică. Păi și nu numai. Suntem țara cu cele mai multe accidente mortale din Uniunea Europeană. Pentru că și uh, sancțiunile sunt foarte legere. Uh, afară, nu că străinii mai civilizați sau conduc cu mai mare atenție, dar vezi că sunt țări în Europa în care îți confiscă mașina dacă ai depășit mai mult de 50 la oră limita de viteză. Da. Sau sunt amenzi proporționale cu venitul tău. Nu știu dacă ai văzut că a fost în toată presa cu vreo 4 luni un, un om de afaceri din Finlanda, a primit că a depășit cu 30 la oră mai mult viteza legală, a primit 120.000 de euro amende. Pentru că acolo se plătești amenda procentual. procentual deci da. oamenii civilizez cu bici, cu cât sunt restricțiile mai mari, cu atâta uh, sunt mai ordonați. Mai... Mi-aduc aminte că am fost în Suedia la pescuit, că eu sunt nebun cu pescuit, și mă duc uh -huh. până în Suedia până în Irlanda, acum am fost în Canada. Și am închiriat un Vend ăsta, un Volkswagen normal. Nu, Volkswagen, da. Un Ivan <laughs> transport. Da. Și uh, era limita de viteză 120 pe autostradă și mergeam cu 140 Da. Și toată lumea făcea așa cu mâna la cap că sunt nebun, nebun și că sunt idiot. Da. Și că toți mergeau în coloane cu 120 la oră. Da, și da. oamenii ăștia chiar... Uh -huh. Chiar respectă, da. Și foarte multe țări pentru fiecare 10 km la oră din Europa adică 1000 de euro în plus uh, amendă. Și atunci normal că mergi încet că te da. doare la, la buzunar. La noi sunt sancțiunile foarte... Legere, foarte, da. foarte legere. Adică ar trebui sancțiuni, mai ales la nivel de circulație, și asta mult, mult mai aspre, că doar așa poți să civilizezi oamenii și băgat are ăștia cu mult mai multe controle făcute pe marginea șoselei, luate mașini și verificate. Pentru că ți-am zis, mergi pe stradă, șapte mașini scot un fum de la greu, greu. și murim, ne îmbolnăvim toți de cancer, de plumb, de asta, adică nu e ok. Ne... Dacă te duci într-o intersecție aglomerată, nu poți să stai. Nu poți să stai asta acolo. să spun, de, de poluare. De poluare da. Da, nu da, poți să respiri. Da. Și când Inspiri și simți mirosul ăla de fum. Parcă nu-ți mai vine să exact. mai respiri, să și mai... tot timpul stai să apeși pe butonașul de, ăla de, de oprit. Da. De recirculare, nu, la da, asta vă da. referiți, da. E, unele mașini au și funcția asta automată și mai, te mai scapă și au, unele au filtre. Ei, Am văzut la nevastă mea că nu știu pe ce buton apasă și vine așa un aer de, în cap, în coadă, se întoarce așa În toată mașina, apar acolo pe ecranul ăla mare tot felul de, nu știu ce, da, sistemul ăsta de... Da particule de curățare. De... Da, există tot felul de filtre de ionizare și dacă ne uităm la filtrele de habitaclu când facem revizia, le pui albe cum e șervețelul ăsta și le scoți negre, pe telefonul ăsta. Negre, negre, negre. Ei, tot tot ce vedeți azi, de acolo... Să tehnic, ne... am recunoscut de la început de când m-ai invitat la podcast, azi să mă întreb da. chestii tehnice, sunt nu, și nevânat și a tehnic și... Nu, nu, nu. <laughs> nu vă întreb. Bă, <laughs> îmi place să conduc, îmi plac mașinile frumoase, dar atât. Adică nu știu să îți dau detalii foarte am uh, bun, atunci hai, haideți să vedem părerea noastră despre Duster Ce vă place la Dacia Duster? Uh, Că nu mă clancsoază lumea la fiecare semafor și să dau geamă, o geamă să să-și facă poză cu mine în primul <laughs> rând <rem. laughs> Că mergând cu Lamborghini tot Se da. uită toată lumea Adică ești în centru atenției Și la, o, la un moment dat devine deranjant chestia asta Pentru că mm -hmm. eu ți-am zis Eu nu sunt colecționar Eu cât am umblat cu Urus Am făcut 30.000 de kilometri Într-un an de zile Pentru că eu îl folosesc în fiecare zi Mă duc de acasă la Frumușan Vin aici la birou da. Mai duc nu știu unde Adică eu, la mine era mașină de zi cu zi Și la, nu exista semafor sau să opresc undeva sau să opresc să-mi cumpăr ceva, să nu mă oprească cineva, ori să facem poze cu ma Și poliția m-a oprit de două ori să-și facă poze cu mașina. Bă, zic, tu este stâmpiți, adică mă opresc să vezi dacă am centură, dacă am depășit viteza, te opresc să fac poze cu mașina, de o încolo de treabă, adică nu e, nu e ok. Și cu dasterul sunt anonim, așa, adică mă strecor printre oameni fără să... Mi-am și pus un număr care nu este un număr care să uh -huh. dea că ar fi mașina mea sau ceva. Și atunci, acum lăsând gluma la o parte, e o mașină care nu e stresat la drum. Că dacă conduci o mașină scumpă de peste 100.000 de euro, tot timpul ești stresat că te lovește cineva nu din vina ta, că da. poți să o zgârii, că te costă mult, că dai cu geanta în bordură, da. că nu știu ce. Am pățit cu SQ8 pe chei acolo, merg acasă la Frumușan și merg pe cheiul Dâmbovițe, la Târgu Auto, tot înainte pe chei. Da. Și lăsați o groapă de asta uriașe. N-am văzut-o, am noaptea, era seară, la 7-8 seara când plec eu acasă de la birou și am două gențile de pe stânga praf și erau gențile astea scumpe. Era tunată la ABT și era mașină, da. mașina, adică erau genț la ABT, scumpe, mii de euro. Am dat cu amândouă gențile, adică -ai ce să mai faci să mai pleci de acolo, știi, nu, 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 noaptea. Exact. Am uh, tras imediat pe dreapta până am stat eu să mă dau jos din mașină sau să văd ce se întâmplă, încă patru persoane, încă patru mașini, era să și ne lovim unii, unii de alții. Am stat la doi. Uh, am explicat despre ce e vorba, am sunat la niște amici că îi cunosc de la postul de televiziune să dea la știri chestia asta, le-am trimis poze filmulețe, după vreo lună jumate au reparat ăștia la drumuri, Până, în, timp în care s-au mai lovit încă, au, mai, au, pus un brad acolo sau o creangă de aia în mijlocul drumului cu groapa asta, știi? Da. Adică nu e ok. Dar dacă erați cu dusterul și dați în groapa aia, nu avea nimic. Nu aveam absolut -avea nimic, a? nimic. Exact. Da, aveam, asta spun, că nu ai stresul că, domnule, costă, că ți-am zis, dastru costă exact cât gențile și cauciucurile de iarnă de la Lamborghini. 22.000 de euro, atât am dat pe el, atât costă gențile de, și cauciucurile de iarnă. Adică nu... Și își merită banii dastăr. Absolut toți banii, adică fiecare leuț. E foarte fiabilă mașina. M-am și mirat cât de ușor ajungi la 130, la 150, fără să depună prea mare efort. Normal că nu poți să faci comparație la demara sau asta da, cu normal. Lamborghini sau ca ceva, dar raportul preț calitate este extraordinar de bun. Uh -huh. Adică, e, că de multe ori e o mașină mai scumpă decât face, știi? Adică dai mulți bani pe care opțiuni scumpe. Dar nu ești foarte mulțumit zis, bă, nu, nu se merită, nu merită bani, știi? Uh -huh. Dar la Duster raportul preț calitate este foarte bun. Cutia schimbă foarte bine. Nu ai zvâgnirile alea, știi? Aveți benzină automată, nu? Be automată, automat, da, da, pentru trec, că da. eu fiind obișnuit cu cutia automată, nu avea opțiunea, poate că la asta nouă da. care ziceai tu poate au, be be, au opțiune uh, automat și... și 4x4. Automat și 4x4, încă nu știu, dar știu că o să aibă și automat. Asta, încă -avem deci, pe mine asta o... m-ar interesa la Duster să aibă automat și 4x4. Da. Oricum eu nu folosesc, am, am canam de pentru off-road. Dacă mă duc pe off-road, îmi iau canamul, da. care a costat mai mult decât duster dar dacă te uiți zici că e de 3000, că nu-ți dai seama, știi, că foarte da, sunt foarte scumpe canamurile, canamul. care da. diferențial autoblocabil, e tot așa cu cutia automată, cu toate nebunile, știi? Da. Și asta a fost vreo 27.000 de și e o mașină asta de te de plimb mm -hmm. cu ea până șans, până la frumușan, până la, până la pădure, pe acolo, știi? Deci a fost mai scumpă cadastru și dacă am nevoie de să fac o vrot sau ceva, mă duc pe arătură, costă la oră și mi-am făcut damblaua. Dar e bună 4 x 4 pentru stabilitate, pentru mai bine o zăpadă cum a fost acum, te mai scoate de undeva, adică oricum e bună, e bună să fie și chiar nu înțeleg de ce n-au făcut, că nu cred că tehnologic nu au putut nu, să nu, facă. Nu, nu, platforma în sine nu... Nu permitea? Nu permite, da. Adică nimic de la Renault ce are motorul ăla sau cutia aia, nu poate să aibă tracțiune. Asta e un motor de 1300 de cm cubi da. și are 150 de cai. Da, e făcut în colaborare Mașina cu este ușoară și atunci motorul ăsta de 150 de cai este suficient să te simți... Da, fuge, să... fuge. Da, fuge. fuge. exact. Dacă acea transmisie care e făcută de un producător independent, e făcută de Getrag, nu e făcută de Renault sau ce în sine, se pune pe mai multe mașini, pe mai multe branduri. Aceeași cutie se pune și pe Uh, anumite miniuri se pune și pe anumite forduri, dar nici una nu nici o mașină din nu are tracțiune integrală pe acea cutie, deci o limitare de la producătorul cutiei. Acum să vedem pe următoarea. S-ar putea să avem pe hibrid 4x4 uh, și cutia automată. S-ar putea, încă nu avem confirmare. Abia ne aflăm sau acum o lună, uh -huh. după cum vă uitați voi la. Da, la dacă proces. o să fie cutie automată și 4 4 atunci o să o dau pe asta mai uh -huh. și o să iau uh, ai cu automată și 4 4 Dacă nu, mai, mai aștept. Dar știți gluma asta cu daciile noi care au faruri care au lumina de zi exact ca la Lamborghini. Ca Lamborghini da. Toate au faruri de Lamborghini. La Duster, y. Dar, nu cred că, da, în Y. Nu cred că aveți nu chiar știu, așa. Este modelul extrem de la da, Duster. De la extrem facelift. Extrem, da, da. Ăsta da. nou o să aibă faruri de Lamborghini. Deci dacă o să le puneți în parcare una lângă alta, s-ar putea să le confundați. <laughs> Să nu știți în care, vă, da. în care vă, urcați. Există o dotare care vă lipsește pe Duster și nu aveți și... Ce... Spune, da mă, uite, mi-ar plăcea la Duster să ai nu. Asta. Nu, să... Am vrut să-mi iau Ferrari Rom atunci când au scos Ferrari Rom. Am dus la reprezentanța aici la București. Mi l-am uh, configurat tot, tot, da. știi că acolo în showroom, mai fost la ei. Am fost, am fost, da. Vreau geadă de vreau pire de aia, da. vreau de -aia, vreau de aia. Am terminat tot. Și zic, domnule, neapărat, neapărat, mi-i întrebă ei Car pentru că uh, uh, folosesc tot da, timpul da, da, Waze da, da. Și, și îmi spune directorul de vânzări, pentru România nu este această opțiune posibilă. Zic, domnule, dar am configurat-o 200 și ceva, mai știu, 230.000 de de euro da, sau cu ceva. Da. Zic, e un rahat, un soft ăsta da. de 2 lei. Nu că pentru România, doar pentru German Edition sau pentru European Edition, pentru România nu se poate. Uh -huh. Și am renunțat. Fantastic. Deci în secunda a doua am zis, nu mai vreau mașină. Fantastic. Incredibil, pentru că Apple CarPlay este o dotare la, esențială la Duster, și pentru adică mine, e, da. la Duster e gratis. Deci cum să nu pui pe Roma, care este pentru România, da. să nu pui opțiunea respectivă. Da. Și asta e, e ciudat, că și la Lamborghini, la, nu știu dacă la, la, la Urus sigur e standard ca CarPlay-ul, dar la Furacan, spre exemplu, e opțional și la toate Ferrari-urile este de adevăr opțional, dar hai să Ai un soft de 2 lei, adică dai 200 ceva de mii de euro pe mașină și nu poți... Adică da. spui, domnule, tu ești de România, cumpărător, nu poți să-ți dau opțiunea asta. Te simți, te simți prost, adică da. știi? Da, da. Și ai zis, bă, dar din Germania din atunci. Mă duc German, din Germania, da. mi-au German Edition. Da, ia German Edition. Și nu da, înțeleg de ce. Probabil... Apropo de German Edition, eu da. cred că povești astea, uh -huh. din punct de vedere a fiabilității, știi? Da. ca și mâncarea din supermarket, că, dom'le, una e Coca-Cola, are gust în România și alta e în Germania. E adevărat. Da. Eram, când eram cu cele două cazinouri de la Meroc și de la Hilton, duceam noaptea staff-ul acasă, că ieșeau da. la două, noaptea se schimba tura și atunci aveam Volkswagen Caravel, vreo o bucăți sau nouă bucăți pentru staff, știi? Că da. aveam 500 de angajați la fiecare cazino. Și am cumpărat patru noi nouțe de aici, de la noi, de la reprezentanță. Și că aveau pe stoc, că nu era probleme cu cipurile, cu covid cu da, nu ce, da, da. găseai tot timpul. Și patru am luat din Germania la mâna a doua, cu vreo 10.000 de kilometri. Uh -huh. Șoferii mei se schimbau, că erau și da. ei pe ture. Deci aceleași mașini, același traseu, că lăsau crupiere acasă, noaptea, în militari, în drumul taberei, whatever, da. în Berce, nu știu ce. Alea German Edition, luate la mâna a doua, au ținut cu vreo 2 ani mai mult decât alea uh, noi. Uh, uh, cumpărate noi nouțe de la reprețați în România. Da. Și mi-am dat seama, bă, zic, nu e, nu e o poveste asta cu German Edition, chiar mm. le fac mai bune, nu știu ce, nu mă pricep, ți zis că sunt da. afon, nu sunt tehnic expert sau ceva, dar ceva e diferit față de ale noastre. Am auzit și eu niște povești. Eu am zis că mai povești până am avut experiența asta. De la, aia, de la știi? Volkswagen am auzit și eu niște povești în genul ăsta. Na, acum... Dar eu am pățit eu bă, pe pielea mea, da, adică știu, știu. tu zici, bă, da. Povești, da? da? Dar eu am pățit bă, pe pielea mea, adică aceleași mașini, aceleași șoferi, același traseu, aceleași grope, aceleași tramvai, unele au crăpat, altele au rămas. Da, așa este. Aveți dreptate. o scurtă mențiune. Te rog. Știți care a fost prima mașină cu Apple CarPlay, dacă tot am trecut prin toată povestea asta? Nu. Prima mașină vreodată cu Apple CarPlay a fost Ferrari FF. Din istorie. Wow, nu știam. Da, în 2014, prima mașină care a venit cu CarPlay, tot opțional era, dar a fost Ferrari FF. Acum, eu fiind colecționar, eu merg aproape în fiecare an la Las Vegas, că am făcut școală acolo și da. avem tot felul și de congrese. nu v congrese. de Formula 1 nu, acum? Acum n-am fost, nu. Bă, dar, ce vreau să spun? Adică înainte trebuia să-ți cumperi o mașină scumpă, un, uh, un Lamborghini scump sau ceva, da. un Aventador, de exemplu. Nu-ți dă de-abădă și pe Aventadorul să mă dau și eu un oraș. Adică mm -hmm. nu poți să ceri la un om care a dat 600.000 de euro pe o mașină sau 700.000 da. să te dai și tu pe să sar o piatră da. în parbriz sau ceva. Da. Și atunci ori îți cumpărai mașina, ori te uitai de pe stradă la aia de pe trotuar da. Acum, dacă mergi în Vegas, sunt vreo două, trei uh, firme de astea care pot să-ți închiriezi absolut orice mașină, uh -huh. începând cu aventador uh, și ce vrei tu, uh, Aston Martin uh, de astea de sport și da. orice 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 mașină, McLaren de toate da. felurile, și te dai până să roțile. Uh -huh. Și nu te costă mult, adică se ia vreo 500 de uh -huh. Pentru o oră de um, au pistă special da. amenajată și te dai acolo cât vrei. Adică nu mai trebuie să îți cumperi mașină. Înainte nici nu puteai să închiriezi. Acum mai că mai închiriezi. Mergi în Dubai, dai 2000 de dolari pe zi și îți iei un, un aventador sau 3000 da. de dolari cât, cât, costă. Dar înainte nu avea altă posibilitate. Și atunci am zis, bă, dacă eu tot nu-mi plac mașinile de colecție, chiar îmi doresc să mă dau cu ceva, mă duc în Dubai să mă duc în Vegas, m-am dat cu ea, mi-am făcut Damblau, am văzut cum merge, cât de tare da. merge și la revedere, aia e. Și da. m-am dat când merg în Vegas, mă duc acolo și le iau părând. Tot ce apare nou de astea, sport și scumpe și astea, le iau părând și mă dau și cu aia și cu aia și cu aia și îmi fac damblaua. Și au și, și drumul la revedere. și, circuite și tot. Au circuit, că nu te da. lasă cu ea pe... poți să închiriezi Ferrari sau asta, dar astea, 4 8, 8 sau de astea normale, da. știi, de, de mers. Nu... Da, nu pe circuit. Da. Păcat că nu v-ați la cursa de Formula 1, dar vă duceți la anul? N-am avut timp, da da, 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 Să faceți niște poze de acolo, că am văzut imagini de acolo. Ce au făcut ăia din Vegas acolo? Deci efectiv au închis vegas și l-au făcut. Sunt bani ce? foarte mulți acolo. Sunt. Vin oameni din toată lumea, cazinurile aia produc foarte, foarte mulți bani și ce aș permit. Și uh, să știi că eu stând în Vegas trei ani de zile și lucrând acolo, tot ce era show-uri în Vegas, am fost la Serin Dion de vreo trei ori cu clienții din cazino sau ceva, la, uh, am fost când s-a bătut Michael, Michael Tyson, Mike Tyson, Mike Tyson l-a da. bătut într-o secundă, adică când a început, <laughs> după ce a dat gongul, bong. bong. și a găzut. <laughs> Eram uh, cu un, uh, fost partener cu soțul Nicoleta Luciu, ce, uh, Jol Cerche de la Mircea Ciuc, da. care avea și el McLaren, Mercedes și de asta când a apărut da, McLarenul la McLaren, nou și da. L-au și prezentat și, la promotor, dacă nu mă înșel. Și încerc. cu Peter imbre, Dumnezeu să și uh, înainte de a începe meciul cu o secundă, eram pe primele rânduri, acolo la VIP, știi? Da. Și zice Jolt, eu aș bea o cola, eu băia bun, totdeauna zic, las că mă duc eu să iau. Da. Și m-am întors, să a bătut și până m-am întors să la era pe jos, era oia deja pe ring, să a meciul. Zic, am fost și la Mike Tyson, am văzut și eu. am Azi văzut acolo? Și eu, la, la televizor, sus, am văzut în eloare. Hai, a fost. De la că... MGM Grand Arena, acolo unde au 50.000 de de, la casino MGM. Acolo, toate locurile în față și cum a fost și acum la Formula 1 la VIP, Uhum. Nu se vând. Le cumpără cazinurile și le dau la clienților VIP. Aha. Au fost 250.000 sau ceva, da. Păi, aia spun. Aia. Deci, la Serindion la, la concert, de exemplu, primele rânduri erau 700 de dolari între 700 și 1000. Și vedea da. cu șampanie, vedea chelnerul frumos, te acolo, dar biletele erau toate cumpărate de cazinori. Da. Am mai, am mai prins, am fost și, că lucram la Protocol a Belagio și am fost în comitetul de organizare. A cântat Barbara Streisand pe MGM Grand Arena la 50.000 de oameni. După 10 ani nu mai cântase Și ai un. Cum să zic, în, în America e ceva da. sfânt, ceva. Toată lumea își dorea. Și au venit oamenii, de ăștia, cei mai bogați din toată America, cu avioane private, cu perle, cu rochii de alea de seară sau ceva, dar primele rânduri pe, scria pe bilet 5.000 de dolari. Da. Nu puteai să cumperi biletul că le-au luat toate cazinorile, mm -hmm. dar poate erau cu 1.000, dar ți le dă ție ca și client VIP și scrie 5.000. Și pasia cu 250.000 au dat 20.000 sau 50. Dar ziceam, ia mă, bilet cu 200. mă, am mă, mă, dat 250.000 de pe. E... Mm -hmm. Psihologic, e marketing. E da. Nu costă biletul la de zemei. Să-l facă pe client să se simtă special. Da. Bun. Am fost odată, acum nu mai știu, 10 ani mai mult, cred că cu tot cu Jolt, am fost și cu Pederimele, cred că, la Hungar Ring, și mm. ne-a luat cu elicopterul, ne-a dus până acolo, ne-a dus la boxe, la pilot, la tot așa de, asta, de super VIP sau ceva. Atunci am fost. Dar după aia n-am mai, mai, mai fost pe la Formula 1 sau ceva. Dar ar fi interesant, în Vegas, pentru că. Uh, e altceva, ceva, e altă atmosferă acolo Și că au investit de miliarde de dolari în cursa aia Cred că și-au scos uh, banii imediat La da? ce reclame păi Costă reclamele incredibil de mult Adică uh -huh. vorbim de zeci de milioane de. Și la noi când a fost uh, Ultimul campionat mondial sau european Mai știu de fotbal sau ceva Secunda a fost vreo 20.000 sau ceva de pe... în România Nu în Las da, Vegas, gândește da. acolo câți bani Pentru că ei calculează în funcție De cine se uită, uh -huh. e ca și la YouTube Știi? Da, așa uh, este. Vorbeam cu Dorian Popa înainte sau cu, nu mai știu, influencer de ăștia și zicea, băi, tu cât faci pe YouTube? Păi atâta. Păi eu nu fac atâta, dar am mult mai mulți ca de. Păi da, pentru că la tine se uite copii și youtube calculează în funcție de venitul persoanei care se uită da. pe canalul tău. Da, Așa Eu dacă este. fac un, un vlog sau un podcast de business, automat CPM-ul ăla mi ajunge la un 15 pe do dolari. E bun. Dacă fac un vlog și mă prim la mine pe grădina la Frumușani sau faci nevastă mea tocană și o pun pe YouTube, e un dolar jumate. Uh -huh. Că se uită casnice, se uită gospodine, să uită... Înțelegi? Adică ei calculează în funcție de cine se uite la tine, în funcție de, ce pui, știi? Și de aia la Formula 1 reclamele sunt așa de Ei și-au scos bani imediat, adică fără discuție, fără... nu au ieșit în pierdere, categoric, sigur. Categoric, Sunt foarte mulți oameni cu care am vorbit și care au vrut să meargă și ei în Vegas, adică vorbesc la genul de oameni care nu umblă cu curse astea de linie, cu avion privat. Și deși și-au găsit bilete, sau asta de la cu 250 de nu s-au mai dus pentru că avio toate aeroporturile astea private din Vegas au fost full de avioane private și nu au mai avut unde să aterizeze. Incredibil. Nici măcar să-i lase pilotul să ducă după aia în LA sau undeva, că LA-ul e foarte aproape. E aproape că înainte da. când era câte un eveniment ăsta mare în Vegas, îți spunea, domnule, te las să aterizezi, dar ai plecat în 5 minute că vine altul pentru că mm. nu avem loc. Mm. Nici măcar asta nu mai. Deci a fost full, 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 full. Toată lumea din toată lumea și-a dorit să fie acolo. Că vorbeam de români, de da, patare nu. sau ceva. Sunt mulți care nu știau, vreun pilot dacă îl întrebai sau ceva, dar, dar a vrut să fie acolo ca să-l să de lumea da. că e în business, că îi merge da. bine și că a avut posibilitatea financiară să ia 250.000 de dolari mm. pe un bilet. Eu am primit niște filmulețe, am un prieten care are o verișoară care a fost acolo pe grillă înainte de cursă cu biletul ăla de 250.000 și arăta cum ea stătea pe grilă, și trecea Riana pe lângă Riana și alții. Vedete, alte vedete. Păi Vegas foarte des te cu vedete. Da. Eu am pățit că dat la Will Smith o ușă în cap când eram în Vegas. <laughs> eu sunt foarte căscați, am să am două mm -hmm. -sânci, Și m-am dus la Win, la Win Casino, a un mold ăsta cu haine de firmă și m-am să-mi probez ceva. Și sușirea batante la da. garderobă, știi? Mm -hmm. Și m-am băgat eu acolo, mi-a probat o bereche de pantaloni și eu trebuia să te gândești că poate să vină altcineva. Eu, pac, am împins ușa și chiar vreau să intre Will Smith, știi? Wow. <laughs> și a fost un șoc, așa, știi? <laughs> Dar un foarte de bun simț, așa, mm. nu m luat la bătaie, nu nimic sorry, sir, sorry, da. nu știu ce. Cum <laughs> adică la bătaie pe ăla? Bă. Uh, acolo te întâlnești cu foarte multe vedete mm. în Vegas, mai ales când sunt evenimente de-astea, cum a fost cu Barbara Streisand sau cu Serin Dion sau cu... Mm. sunt foarte, foarte uh, foarte probabil să te întâlnești cu cineva foarte cunoscut, știi? Uh -huh. Da. E... Bine, și în Europa. Eu când stau la Londra, stau la Mandarin Oriental și când a fost... Uh, Nevastă mi-a tot i-am povestit ce frumos la concert la Dion, și acum trei ani a cântat la Hyde Park și am zis hai să mergem la concert și am stat uh, la Mandarin și uh -huh. stătea și Serindion tot cu noi la, <laughs> la Mandarin. Și l-am mai întâlnit cu Bruce Willis când a lansat filmul ăla, cu, când erau ei bătrâni și se băteau pe acolo, mai țin minte cum se numea, acum vreo 4 sau ce, ceva, nu da. mai țin minte, acum vreo 5 sau 6 ani în Londra, tot așa au venit la lansare și tot în, m-am întâlnit cu el în hotel acolo la, la breakfast cu... Fantastic. Adică te întâlnești cu Vedeți de astea foarte ușor dacă frecventez locurile astea. Că sunt oameni și ei, ies în lume până la urmă. Adică Normal. trebuie să stea și ei la un hotel, să stea la... Nu? Da. Așa este. De ce v-ați apucat să faceți educație financiară? Pentru că România este o țară analfabetă din punct de vedere financiar și vedeam că eu am apărut pe TikTok, deși am acum vreo 200, dacă bai Sorin cu hashtag pe TikTok, am vreo 260 de milioane de vizualizări. Mult. Da, și am apărut pe TikTok din greșeală în sensul în care am fost la mai multe podcasturi invitat. Niște băieți care vor să-și facă audiență uh -huh. au decupat de acolo câte un minut, câte o frază, da. câte nu știu ce și ieșind de la mail de la birou, m-au oprit și m-au zis, te-am văzut pe TikTok, putem să facem o poză și eu zic, da, domnule, nu am... Și mi-a arătat și aveam deja zeci, sute de filmulețe de alea cu vizualizări de milioane sau ceva, știi? Și a zis, uite ce priză are puternic la public și atunci am, am, mi-a atras atenția TikTok-ul și am dat scroll. Și am văzut acolo ori fete de astea care uh, uh, se laudă că fac OnlyFans sau video chat și ce bine n-are o să mergeți la școală că puteți să câștigați dezbrăcându-vă pe internet sume colosale și să uite o fată de asta că ai o fată în, la liceu sau ceva și zic, du-te mamă să termini și tu școala să ți o 1000 de euro pe lună. Păi cum mamă că aia își ia deja 10.000 și nu face nimic așa. Uh -huh. Total destructiv. Sau puși de -astea care zvânt vând tot felul de cursuri. Academia milionarilor, Academia miliardarilor, uh, Speakeri motivaționali, business coach De ăștia care doar câștigă singura lor sursă de venit Este vânzând cursuri, ei nu sunt oameni de afaceri Și atunci zis băi e o problemă foarte mare Pentru că copiii ăștia care trebuie să iau o direcție în viață Să se ducă să facă o școală, să meargă să muncească Să-și găsească un job, să-și facă o familie Sunt total uh, 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 duși într-o direcție greșită De așa zis influențele astea Și trebuie să contracarăm cu ceva și atunci am apărut cu educația financiară, am început să fac vloguri, podcasturi, să fac filmulețe pe TikTok, ca să mai atenuăm. Am fost invitat la un podcast uh, uh, acum vreun an și ceva, la Viorel Grigoriu. Și el, tot timpul când termină podcastul, spune, hai să facem un pariu. Uh, ce se va întâmpla peste nu știu cât timp? Un fel de Mama Omida, de. Nostradamus. Și zic, domnule, cred că într-un an de zile o să dispare escrocii ăștia care vând cursuri la copii pe internet, pentru că e scrocherie ordinară și probabil că statul o să ia măsuri. Uh -huh. Exact după un mai evident la podcast și exact dispărut să că se băgase în ei cu mascații cu asta, pentru că efectiv era o prosteală de asta ordinară, în care puneau să dea 50 de dolari, un milion, copii de 15, 16, 17 ani, Că o să-i facă, n-ar rost să mai meargă la școală, că dacă ia, cumpără cursul respectiv, cursurile astea erau copiate de alte cursuri din limba engleză de afară, ei nu făceau absolut nimica. Și gândește că aveau câte o mie de puși de ăștia, ori 50 de lei, erau 50.000 de lei și nu făcea nimic, 10.000 de euro pe lună. Eu n-am înțeles asta, scandalul cu frații Tate, cu partea de prostituție, pentru că ei aveau o Academia asta, Hustler, în care aveau 170.000 de abonați, nu din România, din Anglia, din America, de peste tot, și lua câte 50 de dolari la fiecare. Tot cursul de astea, cum să fii bărbat, cum să fii macho, cum da. să faci bani. 170.000 de de copii de ăștia înmulțit cu 50 de dolari sunt 8 milioane de jumate de dolari pe lună. Atâta câștigau din cursele astea. Adică la ce mai trebuie să mai, mai ții niște biete fete pe acolo să faci cu ele video chat când tu câștigi 8 milioane jumate de dolari pe lună? Așa luna. au început, se presupune, că din banii ăia s-au apucat să facă... Păi bun, dar și acum, adică când i-au fost poliția și așa, au găsit în casa aia fete care asta făceau, făceau video chat, Adică vorbim de acum, nu vorbim de... Și n-am înțeles niciodată. Acum, lumea s-a mai prins, eu văd foarte mulți, fiind în Merio de când s-a deschis în 2001, foarte mulți puși de ăștia de, de 21, 22, 23 de ani sunt business coach. Și fac, închiriază câte o sală de conferință și vin acolo o grămadă de oameni care vor să devină antreprenori și le ia câte 200 de ron, 300, 500, depinde cât. Dar la vine cu tramvaiul, stă cu măsa și cu taxon militar într-o garsonieră. Cum dracului mă vezi pe mine să fac bani, tu n-ai făcut niciun leu în viața ta? Adică omul ar trebui să uite, să vadă, bă, a făcut de la bani, adică uh -huh. uh, poți să mă învețe. Acum un om de afaceri potent și care are firme sau are afaceri, nu are timp să țină cursuri de astea. Și nici nu are interes să ia de la oameni două, trei... Eu am mai fost invitat la de astea organizate de ăștia care fac de astea business. Am spus, domnule, vin cu singura condiție să vă luați banii din sponsori și să nu luați bani la oamenii care participă la... Mai fac cu, ăștia de la, cu oamenii ăștia de la Busy TV sau Busy, nu mai știu cum le zice. Și fac cu ei și le-am spus Singura condiție să vin ca invitat Este să nu luați bani de la oameni În momentul când ați luat un leu la cineva care participă Eu nu mai vin de acolo, că nu ăsta e scopul Scopul e să facem educație și omul să învețe gratuit Nu mai ai văzut niciodată pe Sau pe oară în bafe sau pe ceva luăm bani de la oameni să țină cursul de astea Correct. Bine, am măritul ăla de Kawasaki la Kiyosaki Cum îl cheamă? Kiyosaki, Kiyosaki. da Robert Kiyosaki Dar a fost la Buchnici, La podcast, da Da Care da. Uh, uh, e în faliment Și are totul confiscat De IRS-ul american Pentru că a făcut evaziune fiscală El banii care a făcut Mulți a făcut cu cărțile Și nu a investit în imobiliare Deci business-ul lui de bază A fost conferințele și cărțile Nu știu dacă ai citit cărțile Cu tată, sărac Tatăl bogat vreo, Era un test Bine că nu l-ai citit <laughs> Bune? Are vreo, nu știu câte, 14 cărți Are. sau câte 70% sunt cam la fel uh -huh. Adică poți să citești cărțile de 10 ori fiecare Că nu o să faci niciun leu în plus față de... Uh -huh. Oamenii nu înțeleg, acum e o modă la noi, Toată lumea vrea să fie antreprenor, să facă, să fie om de afaceri, asta. Ei nu înțeleg că cu asta te naști. Ca să fii lider, trebuie să te naști cu asta. Nu, nu, nu vezi la școală, știi. De ce va faci 7000 de școli de management dacă nu uh, ai, uh, cum să zic, urechea asta muzicală de business sau ceva, da. știi? Poți să ai niște repere, niște, dar nu să ajungi la un nivel ca și Țireac sau ca o ară în bafet sau uh, să faci un butic la colț, da. să, să vizi niște chestii, să, dar nu la Așa un nivel e. foarte mare. Și oamenii nu înțeleg. Și sunt oameni care își dau o grămadă de bani pe cursuri, pe uh, webinare de astea online, se duc la conferințe și asta și tot acolo sunt. Adică nu, văd oameni de ani de zile care fac chestia asta și investesc o grămadă de bani. Dau la, așa zis, speaker motivațional sau business coach, dar nu, nu se întâmplă nimic. Ca să poți da. să faci performanță în viață, e foarte important să faci ceea ce îți place. Dacă îți place da. să fii șofer, să conduci mașini, du-te, ia-ți un tir, nu te duci, îți trimite mătaș, dacă nu știu unde că ești doctor, să faci doctor. Că omori primul om care îți stă pe Uhum. Masa de operație, știi? Asta tot le explic la copiii ăștia că le fac uh, educație. Ca să poți să faci performanță, să-ți scos cu din mulțime, să nu fii un mediocru, faci ce place. Pentru că dacă faci ceea ce îți place, reușești până la urmă, ai motivație. Și dacă mergi cu siră la serviciu, faci lucruri în dorul ei, le faci prost și te muți în 20 de locuri. Nu da. faci cum trebuie lucrurile. Deci foarte important să faci ceea ce ce îți place în viață, știi? Indiferent nici o meserie nu Eu mâine am fost și muncitor necalificat când am făcut prima facultate de construcții la Timișoara, am săpat grope, am mers, că am cărat pietre cu roaba și mâine aș face chestia asta, mm -hmm. cum mă, mă, duc cu dasterul sau pot să mă duc cu orice mașină de mm -hmm. 1000 de euro, n-am nicio problemă de genul ăsta, știi? Cine spune că meseria e brățară de aur, nu spune rău, pentru că în ziua de astăzi un mecanic bun, dacă își deschide propriul său atelier, propriul său serviciu, poate să facă bani frumoși. Un zugrav, un instalator. Cine știe meserie Poate să facă bani frumoși pe meseria aia. Din păcate, în România, după Revoluție, s-au desfințat școle de meserii, s-au desfințat școle profesionale, Din și păcate. asta e uh, o pierdere foarte, foarte mare, pentru că nu doar în domeniul auto, în orice domeniu, e foarte, foarte greu să-ți găsești un meseriaș care să-ți facă o treabă de calitate și bună au rămas scârpați la noi, care se, dacă ai nevoie de o reparație acasă, vine un nene care se pricepe și la curent electric, și la instalații, și la grădină, și la absolut tot, dar nu știe nimic ca, ca lumea, doar cârpește, improvizează și cum făceam cu Dacia, vreau ce aușesc cum mai puneam o sârmă, un ciorap de damă și mergeam, suflam în delco și mergea mai departe. Cam așa ai cu meseria și de acum. E foarte, foarte greu să mai găsești oameni de calitate și oameni dedicați meseriei. Toată lumea din cauza internetului, vrea să facă banii ușor și peste noapte, fără să mai înveți o meserie, fără să mai muncească, gândește că un sudor în Germania, poate să ia și 10.000 de euro pe lună. Da. Dar nu mai au, nu mai au sudori specializați sau ceva. Vina noștri. Da da. 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 da, da. Nu sunt școli de meserii și atunci, chiar dacă tu ești dedicat și vrei să faci o meserie, nu ai unde să te duci să înveți o meserie ca lumea. E foarte greu să găsești, de obicei se cam califică oamenii la locul de muncă, stând pe lângă cineva. Da. Da. Și e destul de dificil să găsești pe cineva care o un meseriaș foarte bun să fie dispus să te învețe și pe tine sau să-ți arate sau să aibă răbdare cu tine. De obicei, când mergi să înveți ceva, te pune să ștergi cu cârpa pe undeva, te trimite după țigări, după bere, fără să te lase să pui și tu mâna să înveți. Am o cunoștință, o fată care a terminat facultatea de medicină și a făcut oftalmologie, chirurgie și a trebuit să plece din țară în India să dea câte 100 de dolari să o lase și pe ea să pună mâna să opereze, pentru că aici la noi nici măcar nu au vrut să audă. Și atunci nu poți să intri ca medic într-o sală de operație dacă tu n-ai operat niciodată. S-a dus fata stat în India pe bani ei și pe timpul ei vreun an de zile ca să poată să învețe chirurgie oftalmo oftalmologică. Cam Fantastic. așa ești. Da, da, da. Pentru Fantastic. că la noi a făcut aici, la spitalul de ochi, aici, în vis a -vis cu hotelul Sheraton, unde e spitalul de ochi, nu o lăsau absolut deloc, 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 deloc să pună mâna. Mm -hmm. Sunt nicio formă. Și atunci nu ai cum să, dacă nu practici, n-ai nu cum să. Da. să profesezi. Dacă pasiunea ta este mecanica. Ți-am auto... zis, din cauza internetului, lumea nu mai vrea să muncească, nu mai găsești. Uh, noi am făcut la merit acum o, trei luni de zile un târg de joburi pentru housekeeping, pentru recepție, pentru uh, waitress și așa mai departe, n-a venit nimeni. Înainte, când acum 10-15 ani, după ce am deschis hotelul, de un anunț de recepție, veneau 200 de fete să angajeze la recepție. Mm -hmm. Nu mai vrea lumea să muncească. Și apar, cum ți-am zis, tot felul de influență, de ăștia, speaker motivațional, care spun, și am văzut și oameni de afaceri care au făcut bani, școala este toxică, părinții sunt toxici. Păi cu un copil de, ăsta de 15, 16, 14 ani, care atunci încearcă să-și găsească un drum în viață sau o direcție, când tu îi spui că școala e toxică și părinții sunt toxici, l-ai terminat pe ăla. E terminat Așa pe viață. Ești... Acum e mult mai simplu, spre exemplu, să pui unghii, vine clientul la tine acasă să lucreze. Da, dar cât spun unghii. Tot așa, că vorbeam de ăștia care vând iluzii pe internet cu cursuri de tot felul, le vindeau cursuri ca să facă digital marketing. Uh -huh. Dar sunt atâția puși de ăștia care fac digital marketing că nu sunt firme în România. N-ai cui să faci atâta digital marketing sau învăța să ia, ia de pe Alibaba, să vândă pe Amazon. A fost uh -huh. atunci o pandemie, o perioadă când toți suntem acasă și cumpărând de pe internet. S-a terminat, lumea vrea să mai iasă, să mai socializeze, să mai meargă la un mall, să face și shopping online, dar nu așa de mult ca în perioada pandemiei. Se fac bani din pariurile sportive la noi? Nu numai la noi, se fac bani peste tot din pariurile sportive. Se fac bani doar că în momentul când ajungi prea, prea profesionist, casele de pariuri te limitează. Mm -hmm. Au dreptul ăsta că își depun un regulament de de joc la ONG, Oficiul Național de Jocuri de Noroc, și acolo uh, regulamentul respectiv le dă dreptul să te limitezi. Adică când devii prea meseriaș, parior și câștigi tot timpul, nu te Bine. mai lasă să pariezi 100 uh, de ron, te lasă numai 10 ron. Și atunci Aha. deja nu mai e pentru tine. Da, îți pierzi motivația. Dar s-a întâmplat să vină unul la cazino să joace mașina la poker și să plece pe jos? Au fost, bă, hai, dau mașina. Păi acum, în ultima perioadă, nu, dar în Perioada a el dorado după revoluție, uh -huh. și au pierdut oamenii case și au pierdut mașini și au pierdut de toate, adică s-au fost frecvente situații, erau mulți cămătari în cazinou, în fiecare cazinou era câte o uh -huh. cămătar 2-3 care îi lăsai cheile de la mașină și plecai cu tramvaiul. Da? Da, 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 au da. fost frecvente situații astea. Fantastic. Și deci da. lăsau și actele, nu numai mașinile. Da, la noi legislația nu a permis cazinorilor să acorde credit clienților. Uh -huh. Afară în America, de exemplu, pe legislația din Nevada, ca să scape de cămătar și de probleme de ce spui tu, Cazinul au voie să acorde credit clienților în funcție de veniturilor lor lunare, nu mai mult de 20%, nu au voie să le ia dobândă, nu au voie să le ia garanție și nu au voie să îndrepte lor în, în justiție în cazul în care nu le aduc banii. Uh -huh. Pentru că el, ca și Cazinul, practic, tu, el nu îți dă bancheș. Adică, el îți dă un jeton pe care să-i 100.000, da. practic, tu joci cu la jumătate, el îți dă un drept la joc, dar nu Cazinul nu are niciun risc. Uh -huh. 70% din creditele acordate de clienților, conform statisticilor. În, în Vegas se recuperează, adică omul aduce banii. Uh -huh. Eu am învățat că am lucrat cu evrei de 96, oia se tunde, nu să belește. <laughs> Înțelegi? Pentru că dacă îi belești pielea, s-a terminat. Dar am așa, înțeles. o tunzi îi crește blana în fiecare da. an. Și atunci cămătare ăștia dădeau mai mulți bani oamenilor decât ei puteau să plătească. Uh -huh. uh, fiind în fiecare cazinou alt gen de cămătare sau alt alte clanuri sau ceva, unul mai venea la mine la casino că mm -hmm. știa că îl prinde că mă să ia bani, mergea în altă parte. Și eu ca și casino pierdeam clientul. Era tot mm -hmm. timpul o joacă de așoarcere și pisica să punem că mă dare pe blacklist să nu mai lăsam să mm -hmm. uh, intervină asupra clienților. Pentru că tu ca și manager de casino era foarte greu să depistezi că noi mergem împreună la jocuri de noroc. Mm -hmm. Eu te împrumut pe tine, că suntem prieteni. Nu, nu, eu nu știu ca și manager de casino dacă eu ți-am dat banii ți cu dobândă sau că mi-ai dat chile la mașină sau nu. Adică e foarte greu să depistez mm -hmm. chestia asta, știți Să... Și atunci legislația de afară permitea să, să evite chestiile astea. Dacă ești un student, să-i spunem așa, vrei să faci niște bani în studenție, poți să câștigi lucrând ca și crupier sau lucrător în casino? Uh, sigur că da. Înainte erau salariile mult mai mari în cazino uh, și am făcut foarte multe școli de crupier. Oamenii care ulterior au plecat, crupierii români erau foarte buni pentru că învățeau toate tipurile de jocuri. Uh -huh. Afară, ca și în orice meserie, cum e la american sau peste tot, te specializează doar strict pe nu știu ce știi și uh -huh. la noi învățai și blackjack și ruletă și bacara și ce vrei și atunci pe vasele de croazieră de afară unde uh -huh. peste tot sunt cu ei români erau cei mai căutați uh -huh. și atunci făceau o școală de 3 luni de zile și plecau uh, să lucreze pe vasele de croazieră, 2 ani, 3 ani 4 ani, 5 ani, e o meserie foarte grea greasă câștigă foarte mulți bani, mii de dolari pe lună pe vasele de croazieră, doar că condițiile sunt uh, Total nepotrivite, să zic așa. Adică, când ești tiner poți să faci chestia asta la 20 de ani, că îi bagă sub burta vaporului, unde nu sunt geamuri, uh -huh. câte 4-6 într-o cabină pe 4 supraetajate, e destul de dificil să stai 2-3-4 ani acolo închis în, în cușcaia, știi? Uh -huh. Dar, na, oamenii au stat 4-5 ani și au luat casă și au luat. Uh, au fost un sacrificiu. Fără sacrificiu nu poți să faci. Asta eu tot le explic la tinereștia, acum unde merg în facultate sau pe că fără sacrificiu, fără muncă, eu sunt mai puțin credibil între ghilimele pentru că vine un puș de ăsta, domnule, cumpără cursul meu și eu te fac bogat Dar. în șase luni. Eu vin și zic, domnule, ca să poți să reușești în viață, să ai o meserie, să ai un job, să fii respectat de cei din jurul tău, să poți să faci ceva, să trebuie minim 10 ani. Și atunci, normal că nu are varianta grecă o 10 ani, merge da. pe aia cu șase luni, până să trezește și își pierde bani, știi? Cine se mai câștiga din casino? Angajatul sau jucătorul? Cum adică? La final de zi. Angajatul și ia salariul. Și ia salariul, da. Și cel care joacă? Eu mai spus peste tot, matematic, probabilistic, pe termen lung, n-ai cum să câștigi la jocuri de noroc. Jocurile mm. de noroc sunt făcute pentru distracție. În momentul când ți-ai pus în cap să câștigi, ești pierzător, ești mm. loser. Problema la noi e că nu avem educație. La noi nu este educație. Afară, când eram și în -a Vegas avut. și aud și prin cluburile de. Eu mai joc poker și mă duc în Londra Pe la cluburi de poker și acolo englezul zicea, I am going to spend, mă duc să pierd. El de la început și pune în cap, am 200 de lire, mă, mă duc cheltuială. să mă distrez de ele. M-am distrat o oră, am jucat și am plecat acasă. Românul ce am 300 de dolari, îmi trebuie 500 pentru chirie și mă duc și joc. Și pierde și intervine frustrarea aia. Ca și când îți pui ceva în cap și nu ai realizat. Ca și când pierzi un examen sau pierzi ceva. Și atunci, fiind frustrat, încerc să te îmbrumuzi la prieteni de la cămătare și nu știu ce și intri într-o gaură de asta din care nu mai poți să ieși. Eu am spus de... Am fost primul din industrie, din 2007, de când eram președinte Asociației Cazinorului, că jocurile în noroc sunt pentru distracție, nu sunt pentru câștig. Nu mergi să câștigi. La jocuri este. te duci într-o sâmbătă cu undeva, să rogi să mergi la restaurant în fiecare sâmbătă și să, să devină monoton. Te duci la cazinor că e mâncarea, băutura gratuită și ea care cheltuie la restaurant 200 de ron, 300, 100 de euro, Joacă. îi pui și te distrezi și vezi cum se mișcă alea păcănelele, cum se învârte bila aia la roată, ai adrenalină și te-ai și gata. Ultima întrebare pe ziua de astăzi. După Ferrari Purosangue, ce urmează? nu cred că mai urmează nimic. Cred că eu deja uh, mi-am luat o casă în Tenerife și încet, încet mă mup acolo. E o insulă de asta pensionar și cred că o să urmeze o bicicletă sau ceva. Știi? Sau dastăru nou. <laughs> da, nou oricum îl iau, dacă Dusterul o să fie nou, și 4 x și, cutie, și... da, îl punem acolo, îl, îl bifăm oricum. Și o să-l vedeți și la promotor. Mulțumim, Sorin Constantinescu, pentru mare drag. acest podcast, podcast frumos. Chiar am învățat multe uh, din experiențele dumneavoastră. Așteptăm purosanguele. Vedeți că n-am uitat când vine, îi facem review. Perfect. Și ce să spun, la cât mai multe milioane de vizualizări pe TikTok. Doamne ajută, la fel îți doresc. Și să meargă La fel toate vă doresc un... și vouă, da. Evident, pe Sorin cu știți unde să-l găsiți, este prezent peste tot pe internet, în mediul online. Pe noi ne ajută un comentariu, un subscribe, evident, avem și site-ul www.promotor.ro. Ne vedem data viitoare la un nou podcast cu un invitat, sper eu, cel puțin la fel de interesant. Drumuri bune!